Sărate și bonus, lipicul Nutella, nu știu dacă ați mai mâncat, și aluatul de la lipic. Am spus, facem brioșe cu cașcaval și cu roșii uscate, care sunt conservate în ulei. Și ca bonus, cât timp o să stea la cuptor, vom face aluatul pentru lipii. Și vom face una, două lipii împreună. Și o să avem nevoie pentru a începe un bol unde o să punem ingredientele, un fund unde vom tăia roșiile și cașcavalul și începem cu acesta să tăiem mai întâi și după aceea începem să preparăm. Am să dau făina deoparte și cu... Așa. Vom tăia cașcavalul bucățele. Vedeți? Așa. Cât avem nevoie, îl tăiem așa, cubulețe, cubulețe, și o să-l punem în aluat. Puteți pune și păstrămioară, și sălămi, orice doriți puteți pune în interior. Sunt foarte, foarte bune. Eu am făcut rețeta săptămâna trecută și le-am pus în interior măsline. Așa. Acum cred că se aude mai bine. Am schimbat de pe telefon pe calculator și să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă se aude bine. Așa. Și tăiem așa bucățele, vedeți? Cubulețe mărunțele, mărunțele. Voi intra în cursul săptămânii de câteva ori în direct, iar vinerea, în fiecare vineri, în jur de 12 și jumătate, vom fi mereu împreună să facem câte o rețetă. Îmi puteți lăsa și mesaj cam ce rețete ați dori să facem împreună. Așa. Am să pun aici cașcavalul. Peste. Și dacă mai e nevoie, mai adăugăm. Am tăiat aici, am avut cam 180 de cașcaval. Am pus mai bine de jumătate și am tăiat. Acum vom pune roșiile și le vom tăia așa, feliu, bucățele mici. Așa, ia uitați. Și după ce ne preparăm toate ingredientele, putem începe să preparăm aluatul și să le punem în forme. Eu mi-am deschis deja cuptorul și l-am încălzit. Așa, punem așa aici. Și cât timp vor sta la cuptor, noi vom face aluatul pentru lipii. Acesta este bonus din partea casei. Așa. Și tăiem. Tăiem așa, mai mari, mai mici, depinde cum dorim noi, cât de mari le dorim să fie. Așa. Sunt foarte, foarte bune. Să le încercați și să-mi lăsați mesaj în comentarii dacă v-au plăcut. Înainte de Paști vom intra în direct să facem un cozonac și o pască. Am făcut un sondaj pe YouTube și în funcție de rezultatele voastre vom alege cozonacul sau pască. Așa, ia să punem așa din nou aici. Luăm și punem totul în bol. Și aici am 100 de grame de roșii uscate. Le puteți pune la cuptor, tăiate în jumătate roșiile. Și
cu puțină sare, un prăpușor de zahăr și le lăsați pe hârtie de copt și le puteți face la cuptor și vor ieși ceva asemănător cu acestea și sunt bune. O să avem nevoie pentru brioșele noastre sărate. Așa. Pentru brioșele noastre sărate vom avea nevoie de 2 ouă, 90 de ulei, 90 de vin, 40 de grame de parmezan sau cașcaval sau brânzică sărată, 180 de făină, 10 grame de praf de copt, 2 prăfușoare de sare, 2 lingurițe de muștar și cam 2 lingurițe de hrean. Hreanul puneți așa după gust. Și apoi o să facem, o să împărțim aluatul în două și într-o parte o să punem roșii și într-o parte o să punem cașcaval. Așa, și acum dăm deoparte. Avem aici bolul nostru unde le vom pune pe toate. Unde avem făină, vom pune praful de sare. Deci am spus 2 prăfușoare de sare. 1, 2. Așa. Praful de copt. Și amestecăm așa. Bine. Amestecăm bine, bine. Acum. Aici vom pune 2 ouă. Și două. Așa. Este o rețetă foarte, foarte, foarte simplă. Și se face foarte repede. Eu mi-am deschis cuptorul. Acum vom adăuga parmezanul sau cașcaval sau brânzică sărată. Ce aveți prin casă, puteți spune. Adăugăm așa aici. Aici am 2 linguri de muștar și le punem și pe acestea. Așa. Aici am cam 2 lingurițe de hrean. Să știți, hrean proaspăt. I-am să vi-l arăt. Eu îl țin. L-am din octombrie. Ia uitați. Eu îl țin așa în punguțe, în frigider. Și se menține. Ia uitați ce bine arată. Hrean proaspăt. Din octombrie eu îl țin și îl am în frigider, în compartimentul de zarzavaturi. Vedeți? În pungi. Deci am pus muștarul. Acum punem și hreanul. Să încercați această rețetă, să vedeți cât este de bună. Cam 2 lingurițe. Așa. Punem și hreanul. Punem așa pe tot. Amestecăm puțin. Așa. Vom adăuga și uleiul și vinul care le aveam aici. 90. În loc de vin puteți pune și lapte dacă doriți. Eu pun vin. Este foarte bun, să știți. Așa. Adăugăm și uleiul și vinul. Le adăugăm așa pe toate. Și amestecăm așa bine toate ingredientele. Așa. Eu am făcut această rețetă și săptămâna trecută cu măsline și a fost foarte, foarte bun. Așa. Și acum vom adăuga făină și cu praful de copt. Și amestecăm. Amestecăm așa bine totul. Puteți amesteca și cu untel, că se amestecă foarte, foarte bine.
Așa. Și amestecăm bine, bine, bine. Să nu avem cocoloașe. Eu am să folosesc totuși telul, că se amestecă mult mai bine. Așa. Și amestecăm puțin cu telul, că se amestecă mult, mult mai bine. Așa. Dacă vedeți aceste punctișoare, sunt de la parmezan. Așa, ia uitați ce bine arată. Vedeți, aceasta este consistența. Așa. Scoatem telul după ce le-am amestecat bine, 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 bine. Așa. Și acum o să împărțim în două. Poziția. Și într-o parte o să punem cașcaval și într-o parte o să punem roșii. Și împărțim așa în două. Ia. Așa. Așa. Aici vom pune cașcaval. Ia uitați. Aici am aproape 100 de grame de cașcaval. 100, 110, 120. Puneți cât doriți. Așa, și amestecăm așa bine. Așa. Gustați. Foarte bun. Așa. Și aici o să punem în cealaltă, o să punem roșiile noastre tăiate. Așa, și amestecăm. Amestecăm așa bine. Așa, după ce am amestecat, ne pregătim tava noastră. Ne pregătim tava noastră cu hârtie. Așa. Vedeți, cu aceste hârtiuțe am pus. Și cu o lingură o să punem în forme. Așa. Și o să luăm cu lingura de aici. Așa. Și o să ne ajutăm cu o altă lingură să punem în formă. Vedeți? Cu două linguri. Cu una iau și cu cealaltă pun. Așa. Problem. Top.
Am făcut poznă. Așa. Le umplem pe toate. Așa, de aici mă vor ieși 6. Și tot la fel. O să luăm bucăți de cașcaval și o să punem așa aici. Așa. Acum le vom da la cuptor la 180 de grade, circa 15-20 de minute. Și între timp noi vom face bonusul nostru de astăzi, fiind aluatul de lipi. Așa. Le lăsăm așa. Acum le dăm la cuptor la 180 de grade și la focul preîncălzit, la răgazul preîncălzit. Și facem aluatul nostru de lipii. Deci 40 de untură, circa 180 de apă, un praf de sare și 250 de făină. Acesta este aluatul. Acum vom pune făină și vom cerne aici în bolul nostru și punem așa câte puțin și cerne, așa 250. Așa, și punem toată făinuța noastră aici. Și avem, cum am spus, 250 de grame de făină cernută, circa 180 de apă, 40 de untură, puteți face și cu ulei, dacă le doriți de post, și un praf de sare. Și acum, aici o să punem praful nostru de sare, așa. O să punem untura. O punem așa pe toată, 40 de grame. Așa. Și cu mânuțele, încet, așa, luăm untura. Vedeți untura? O luăm și luăm cu multă făină. O strângem. Luăm făină și o strângem. Și tot așa facem. Până se separă. Luăm făină și strângem untura. Vedeți? Tot cu făină, ca să nu se lipească de degete. Și se transformă într-un, ca și cum ar fi un nisipuri. Cam așa trebuie să se vadă. Așa. Aluatul, cu cât stă la odihnit, este mai bun. Așa. Eu astăzi am să vă arăt cum prepar eu lipiile, cum le coc și cu ce le umplu astăzi. Ia uitați, vedeți cum se face? Ia uitați. Așa.
Și facem aceste lipii bune, bune, bune. Ca să lipiile or să fie nu să rate, or să fie dulci. Cu toate că în compoziție eu nu pun zahăr. Vedeți cum s-a transformat? Așa. Și acum voi pune de aici, ăsta are cam 250. Am să pun puțin mai jos, cam 180. Putem și cântări dacă dorim. Punem pe cântar și cântărim. Și am să pun circa 180. 180-170. Ia să vedem. Vedeți cât mi-a rămas? Așa. Și dacă mai e nevoie, mai pune. Dacă nu, lăsăm așa. Și am pus aici apa noastră. Bună ziua, bună ziua! Acesta este bonusul. Facem lipii și la cuptor brioșele se coc. Între timp cât se coc brioșele, noi facem lipiile. Și am să vă arăt, astăzi nu o să fie sărate, să fie dulci, cum le fac eu pentru băiețelul meu. Așa. Ia uitați. Vedeți? Nu mai trebuie apă. Am să dau deoparte. Așa. Și o să mai am nevoie de puțină făină ca să pot să lucrez aluatul. Așa, o să-mi trebuiască făină și pentru întins. Așa, vedeți? Scoatem lingura. Deci cam în jur de 300 de grame de făină cu tot cu întins, cu tot cu frământat. Așa, am să mai pun puțină. Așa, pe lângă ca să putem să lucrăm, să nu se lipească de degete. Așa, dezlipim de pe vasul nostru. Așa. Eu mi-am pregătit și o tigăiță unde o să facem o lipie două, să vă arăt cum le fac eu. Așa. Încă puțină, vedeți că se lipește de degete, încă puțină, puțină, puțină. Și după aceea o să punem aluatul pe un fund. Așa. Așa, am să pun aluatul nostru aici pe... Vedeți? Puțină făină. Aluatul trebuie lăsat la odihnit și pus în folie de... Eu așa îl fac. În folie de plastic, la frigider. Vedeți? Îl împăturesc. Așa. Mă ajut și cu făinuța să nu se lipească. Uitați. Și îl împăturim așa bine. Și lăsați câteva ore, o oră, două. Este foarte bun și a doua zi. Așa. Și a doua zi luați așa câte o bucată de aici. Așa și întindeți. Eu am să-mi dau această bucățică deoparte ca să facem lipiile împreună. Și acesta am să-l pun în folie. Vedeți? Așa. Uitați. Împăturit. Și îl punem în folie. De aici folie, să ne uităm și la brioșele noastre. Sunt aproape gata. Au circa 15 minute să le controlăm și cu o scobitoare.
Am aici o scorbitoare, vedeți? Și controlăm brioșele. Hai să vedem cum sunt. Sunt aproape gata. Le las puțin, puțin. Așa. Și aici voi pune în folie aluatul meu. Și voi da la frigider. Și când am nevoie, iau câte o bucățică și fac lipia. Și eu le folosesc și în loc de pâine. Și le puteți umple și cu piept de pasăre, cu salată, cu ce doriți. Așa. Sau, cum am să fac eu astăzi, dulci. Eu am să le umplu cu Nutella. Așa, și dăm deoparte. Aici am aluatul meu, mai pun puțin făină. Așa, eu am să-l împart așa în două și am să fac două mici. Așa. Îmi deschid și iară gazul ca să se încălzească tigaia. Așa. Deci asta îl dăm la frigider. Așa. Și acum întindem. Întindem frumos așa. Avem grijă să nu se lipească. Aluatul trebuie să se odihnească. Altfel nu este bine nici pentru sănătate, făcut imediat și pus. Măcar o jumătate de oră să se odihnească. Așa. Și întindem și le facem așa rotunde. Cât putem noi de rotund. Mă uit și la cuptor să nu ardem brioșele. Așa. Și ne putem ajuta cu puțină făină ca să nu se lipească. Așa. Și dacă vrem să le dăm o formă mai frumoasă, putem tăia marginile și le facem mai frumoșele. Așa. Așa, ceasă am să o las așa. Așteptăm să se încălzească tigăița noastră. Așa. Și brioșile sunt aproape gata. Așa. Ia să punem, scuturăm așa de făină. Așa, ca să nu se ardă făina. Punem într-o tavă, fără ulei, fără nimic. Așa. Și între timp cât se coace, noi o să întindem pe aceasta. Întindem așa bine. Așa. Tot mă mai uit la cuptor să nu ardem aici. Așa. Imediat le scoatem și putem spune că pe ziua de astăzi am terminat ora noastră de live. Voi încerca să intru cât mai des și oricum în fiecare vineri sunt prezentă cu voi. Aștept mesaje. Așa.
Și astăzi le voi face un pic mai deosebite decât de obicei. Când doriți un desert rapid și așa, imediat este gata. Așa, am întins aici. Imediat este gata și cea care este pusă. Brioșele sunt gata. Aici am un burcăler de Nutella. Aici voi pune libia pe care o scoatem acum. Așa. Uitați, frige. Are puțină Nutella, așa în mijloc și las așa. Și o punem pe această tavă. Așa. Și le scoatem. Ia uitați-le ce bine arată. Aici avem Nutella. Aici avem aluatul nostru. Așa. Și pe libia noastră o să întindem Nutella. Vedeți că s-a... Așa. Eu le fac așa, să știți că sunt foarte, foarte, foarte bune. Ia să vedem aici, să nu se ardă cealaltă. Aceasta este prima și ca prima. Așa. O scoatem și pe a doua. Ia uitați-o. Libia. Deci iese aburul. Așa, punem aici, în borcanel. O punem și pe aceasta, așa, aici. Așa. Și le puteți ține în două, să le mâncați, sau pur și simplu le rotiți și le tăiați. Astăzi lipi cu Nutella. Ne se întinde. Așa. Imediat arăt brioșele. Așa. Ne se răsuci. Să le putem pur și simplu răsuci așa. Așa, și apoi o să le tăiem. Le las un pic așa aici. Să vedem un cuțitaș. Să luăm un cuțitaș. Ia uitați. Cu Nutella. Am să le pun așa pe farfuriuță aici. Ia uitați, le puteți da și cu zahăr dacă nu este prea mult. Așa. Sau le lăsați așa. Ia să tăiem și așa. Pusem două. Ia uitați.
și faceți așa triunghiuri cu Nutella. Și le punem așa aici pe farfuriuță. Acestea sunt cele pe care le-am răsucit. Așa. Și acestea sunt acele care le-am pus în două. Ia uitați-le. Așa. Și pulipiile le puteți mânca și cu pâinica. Aici avem aluatul nostru, pe care o să-l dăm la frigider. Aici avem brioșele noastre. O să le punem pe un suport. Brioșe cu... Așa, am să le pun așa aici. Cu cașcaval și cu roșii. Ia uitați. Imediat le rupem să le vedem. Așa. Deci 6 cu cașcaval și 6 cu roșii. Și vom pune ce ne-a rămas din nou la cuptor. Așa. Ia uitați ce bunătate ce avem noi aici. Așa. Și ultima, să o scoatem, punem așa aici. Brioșe, așa, cele cu cașcaval, să vi le arăt, să desfacem, să vedem cum au ieșit. Sunt fierbinți, cașcavalul se lipește. Ia uitați-l. Ia uitați-l cum e așa. De cele cu cașcaval. Așa, am să las așa aici. Și cele cu roșii. Ne să desfacem încet, încet. Că sunt fierbinți. Așa. Vedeți? Pline cu roșii. Puteți pune și păstrămioară, și sălămior, și tot ce doriți puteți pune. Și legume, și tot ce doriți. Și spanac, și ardeliute, și... Ia uitați ce minunăție astăzi. Acestea sunt rețetele de astăzi. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și vă mulțumesc foarte, foarte, foarte mult că mi-ați fost alături. Ne vedem și în zilele următoare și în fiecare vineri, în jur de 12:20, vom fi împreună cu o nouă rețetă. O rețetă aleasă de voi. Să-mi lăsați mesaj în comentarii. Vă pup dulce și vă doresc multă, multă sănătate. La revedere, o zi frumoasă!